Salut, traderilor, aici pe Pearl, la un episod din Maps from Subs. Aolo, stai puțin, n-am mai pus de o grămadă de zile episoade din Maps from Subs, stai. Cumva e episodul 68? Cred că da, cred că e episodul 68. Bun, dacă îți place această serie și dacă o să-ți placă și această mapă, acest episod normal, nu uita și tu să apeși butonul de like. Dacă putem strânge cel puțin 60-70 de like-uri, ar fi perfect. Ok, acum hai să vedem care e treaba cu mapa asta. Văd că am început dintr-un fel de cameră de închisoare și deja aud un zombie. Hai să vedem. Salutare, Pepper, eu sunt Dănuț și ți-am făcut o mapă. Mapa se numește Pepper Răzbunătorul. Aha, deci nu degeaba sunt eu aici la pușcărie. Poveste. Eu ce zbura poveste. Ok, totul a început când te-ai trezit în camera ta și ai văzut că nu mai ai haine. Te-ai gândit unde ar putea să fie hainele, dar tocmai îți amintise și că ai ca niște conflicte cu o bandă de hoți, așa că ți-ai luat un prosop pe tine și te-ai dus în curte, unde ai găsit un bilet pe care scria că nu vei mai primi hainele înapoi. Tocmai îți amintise că ai niște haine mai vechi în temniță și te-ai dus să le iei. Însă cel mai important lucru era că tu știi unde locuiesc hoții, așa că ai pornit după hainele tale. Mă, ar fi fost mai bine să mă duc la poliție să spun, să fac reclamație, știi, că mi-au furat nenorociții de hoți hainele și mai dau și la pușcărie pe lângă faptul că trebuia să-mi dai hainele înapoi. Ok, hainele. O, ce haine șmechere am. Hai să vedem, keep inventory, mob griffing, spawn point, start. N-am primit și eu sabie, nimic. Ok, spawn point-ul. Și cred că ar fi trebuit să scrie ceva pe aici. Oricum. Aoleo, nu. Deci urăsc să fac... Să joc mape pe timp de noapte. De fapt, nu e chiar așa de rău. Stai. Opa, stai. Ok, deci... Aba, nu aici. Uite aici. Rămân cu game mode-ul în caz că o să pic. Sau și... Nu, lasă. Am oricum keep inventory, am și spawn point-ul de acolo. Deci nu mă deranjează. Da. Mi se pare mie sau... Cine avea acolo? Ah. Văzusem și un Enderman pe unde... Da, ia uite, și nu unu, ci doi. Stai să mă dau pe game mod 0. Ok. Bun. Tu ce faci, mă, acolo? Cred că e gânditor. Ia ce acolo, sari în piscină. Bun. Gata, am sărit și în piscină. Hai să vedem ce am găsit. Arcul infinit. Săgeată de... O, mă, făgă. Și acum... Ne. Bun, ok, hai să vedem. Trebuie să le facem pe rând sau să-l găsim pe la bun? Ok, a treia încercare n-a mers, poate a patra, poate a cincea. E ăsta. Ăsta. Întotdeauna e ăla, mă, din spate, ăla la care ajungi cel mai greu. Ia, stai așa. Firarel de bun. Oha! Ia uite. Bun. Spawn point, poveste 2. Ăsta este drumul spre hoți, dar pentru că ei... Stai, dar pentru că ei nu vor să fie prinși, au pus lavă pe jos și tu trebuie să treci fără să cazi și să-ți recuperezi hainele. Ok, deci am apăsat pe spawn point. Perfect. Perfect. Nasol că n-am niște mâncare, știi? Oricum, sigur e că nu o să mor. Doar că blocul e puțin cam îndepărtat și dacă o să mai pic încă o dată, atunci clar o să mor. Dacă să așteptăm, ok, hai să așteptăm să se mărească puțin HP-ul. Să crească viața. Bine, acum nu mai zic viață, știi, zic HP. Na, CSGO, ce face din om? Opa. Bun. Ok, trecem așa târâși, grăbiși, dar trecem.
Hai să dăm puțin mai în spate. Dar tot trebuie să așteptăm. Bă, ce frumos e luna. Opa, bun. Atât. Pune-te pe normal. Opa, stai mereu. Trebuie să trec eu mereu de ăla. Fiindcă trebuie să te bați cu hoții. Aoleu, oha. Hai că am găsit și o sabie. Aruncă-mi povestea. Wow. Ma, cred că știu să se spawneze într-una automat, așa. Dacă ți-ai luat hainele, apasă pe buton ca să pleci. Proviziile hoților. Nu mă interesează, eu vreau doar să le iau pe ale mele. Stai, aud pe cineva. Așa, mă, astea sunt hainele mele. Stai, n-ar fi trebuit să am niște pantaloni? Aba, da, uite, nu i-am văzut pe jos. Stai puțin, sunt curios să văd care sunt proviziile. Gata, am furat și eu de la ei. Ce mama naibii, dacă ei fură de la mine, eu să nu fură de la ei. Așa, hai să vedem. Ia, tronul tău pentru că ești un rege. Oh, mersi frumos, uite ce tron frumos. Așa, ia, artificii, hai să vedem. Wow! Astea sunt cele mai șmechere, dar nu mai știu cum se fac. De fapt, artificiile știu așa cât de cât, dar că... Nu mai știu ce pune ca să faci așa toate culorile. Fira al mama voastră, stai că mă dau iară pe peaceful. Atât. Ok, cam atât în acest episod, ardeilor. Vă mulțumesc foarte mult că l-ați urmărit. Îți mulțumesc și ție, Dănuț, pentru că mi-ai făcut mapa. Păi, aștept și alte mape de la voi. Dacă mă întrebi cum să trimiți mapa, pe Skype, pepper.andrei sau pe e-mail, pepperandrei@gmail.com. Aștept mape de la voi dacă vreți să o faceți și dacă aveți timp, desigur, pentru că aș începe școala, bine normal, până la urmă. Ok, vă mulțumesc din nou pentru că ați urmărit acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Pepper, ne revedem în episodul următor. Bye, bye!